Ia, uite-le aici. Nu mă caracate să dea. Salutare! Ne-am urcat pe feribot din Keramoti. Feribotul către Tasos circulă din două localități, Kavala și Keramoti. Din Kavala pe traseul către Scala Prinos, iar din Keramoti către Limenas. Călătoria între Kavala și Scala Prinos durează 75 de minute, iar între Keramoti și Limenas doar 35 de minute. Ruta Keramoti-Limenas este mult mai populară datorită plecărilor mai frecvente în sezonul estival, la fiecare jumătate de oră, călătoriei mai scurte și prețurilor mai mici ale biletelor. Ne-am cazat pe partea de vest a insulei, în Scala Kaliraki, la Casa Maria, unde am găsit confort și ospitalitate. Scala Kaliraki este la origini un sat pescăresc. Pe vremuri existau colibe ale pescarilor, chiar pe malul apei. Există un frumos port, de-a lungul portului există o faleză cu băncuțe. Plaja este situată de o parte și de cealaltă a portului. Există câteva taverne, o pescărie și câteva supermarketuri.
suntem la plaja Tripiti, o plajă cu plăci de piatră în apă. În spatele plajei se află un hotel mare cu piscină și mai multe hoteluri mici, restaurante și o parcare mare. Plaja se află înainte de limenaria dinspre Scala Prinos, cam cu 1,5 km înainte de limenaria. Este o plajă frumoasă și nu este aglomerată. Are și o zonă pentru nudiști. Prețul actual pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 7 euro.
Vista fresh, mezze bar. Jacuzzi. Jacuzzi, tot. Hotel Ani, jacuzzi, hotel. Bella vista. Frumos. Siliamos este o plajă cu un nisip fin și apă turcoaz. Are umbră sub pini, are și stânci, dar și o zonă clasică cu nisip și șezlonguri. Nisipul este diferit față de celelalte plaje, este moale și plăcut. Plaja este la 7 km distanță de Potos, în direcția Alichi. Există suficient spațiu pentru parcarea mașinilor, pe o zonă de pământ mare de-a lungul drumului.
moane. Pentru două nopți de cazare am ales Ana Studio din satul Maries. Satul Maries este unul dintre cele mai vechi sate de pe insulă, situat într-un frumos defileu la 200 de metri altitudine. Aici e taverna Petsas, unde am servit cina și ne-am bucurat de atmosfera autentică a satului grecesc.
aici plaja Platana, o plajă cu nisip foarte largă, situată înainte de scala Marion, dinspre Prinos. Aici există și un aquapark cu atracții gonflabile, amplasat direct pe mare. Scala Marion sau Scala Maries este o pitorească localitate de pescari. Are trei plaje, Platana, Scala Marion, plaja orașului și Atspas. Este locul unde găsești farmecul vechilor așezări de pescari. Ce se întâmplă aici? Păi nu știu, venea apă pe undeva, pe aici, nu știu. Nu știu ce, vasa aia mare punea ceva în mișcare pe aici. Acum e, ia. Aia te-am întrebat, pe unde au luat mașina?